cum ai găsit puterea să rezii și chiar să-L auzi pe Dumnezeu? Am spus că nu mi-a fost ușor, într-adevăr, dar gândindu-mă că am făcut un legământ cu Dumnezeu, gândindu-mă că i-am promis lui Dumnezeu că îl voi iubi și voi rămâne lângă el și că voi sluji lui Dumnezeu, indiferent prin ce m-ar trece Dumnezeu. Gândindu-mă la toate aceste lucruri, Dumnezeu mi-a dat putere, nu știu cum să spun, gândindu-mă că m-a trecut prin ce m-a trecut și văzând lucrarea prin ce m-a trecut Dumnezeu, am spus, Doamne, până la urmă, toți suntem trecători pe pământ, într-o zi, mai devreme sau mai târziu, oricum toți vom pleca, dacă Tu ai îngăduit să o iei acum, slăvit să fie numele Tău, în sensul că am putut fi și eu parte, o mică parte din viața ei și să o pot ajuta, să o pot încuraja, să poată ajunge în cer. Poate mâine voi fi eu, sau poate poimâine, nu știu. Toate sunt în mâna lui Dumnezeu și am spus slăvit și binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu, pentru că îmi dau seama că Dumnezeu ne-a lăsat pe pământ și lucrarea principală pe care o vrea Dumnezeu de la noi este să ajungem în locul nostru, în cer. În urmă, acolo este destinația noastră a tuturora. Să ne ajute Dumnezeu pe toți să putem avea o viață curată și să trăim viața în așa fel încât să putem ajunge sus. Dacă ea a ajuns acasă la Dumnezeu, am zis slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Dacă am putut fi un ajutor pentru ea, acei ani puțini care au fost, între care unul aproape plin cu suferință, am spus slăvit să fie numele Tău, Doamne. Până la urmă, urmei, lucrarea Ta este să putem ajunge acasă la Tine. Eu nu pot să-mi scot din minte o imagine. Magda a internat în spital. Tu nu aveai voie să intri în salonul ei decât între 20 și 40 de minute. Și totuși, deși te simțeai neputincios că nu poți să intri să stai cu cea care era soția ta și care avea nevoie de tine, totuși tu ai ales, te-ai exprimat așa, să te răzbuni pe vrăjmaș, pe Satan și să te faci de folos. De unde atâta putere și de unde atâta drag de a sluji pe Dumnezeu în momente în care, omenește vorbind, aveai tot dreptul să te închizi în casă, într-o cameră, undeva, unde să nu mai știi de nimeni și de nimic? Îmi doream să o ajut pe ea și îmi doream să fiu lângă ea și dacă medicii mi-au spus nu mai poți face nimic pentru ea, că de aici putem noi face mai mult decât poți face tu, mi-am dat seama că m-am văzut dintr-o dată eliminat, nu știu cum să spun, dat la o parte. Eram soțul ei, dar ea era deja în comă sau cum era. Eu nu mai puteam face nimic decât să mă rog. Și, nu știu, am simțit să mă răzbun cumva, nu știu. Aș fi putut să mă răzbun pe Dumnezeu, cum ai spus. Aș fi putut să mă închid într-o cameră să zic ce fel de Dumnezeu este ăsta. Nu este un Dumnezeu al dragostei. Nu este... Aș fi putut să fac acest lucru. Dar m-am gândit că eu am de luptat împotriva vrăjmașului meu. Și de când am declarat lui Dumnezeu dragoste și de când am declarat lui Dumnezeu că voi rămâne lângă el, mi-am dat seama că de atunci și până acum și până atunci când Magda era în spital, eu n-am de luptat cu Dumnezeu, ci eu am de luptat cu el. Și atunci am spus, din ambiție mă voi duce și voi ajuta. Dacă Dumnezeu îmi va da 10 suflete, pe toate cele 10 suflete cât ea va fi în comă, le voi ajuta. Că va trebui să dau bani, câți bani va trebui, voi da și voi ajuta. Că va trebui să duc pe cineva la spital, voi face. De asta din ambiție, că am zis, trebuie să mă răzbun pe vrăjmașul meu. Dacă tu nu mai dai voie să mă duc să stau lângă ea acolo, nu că trebuie să fac ceva eu ca să pot să-ți arăt că vreau și pot să fac mai mult decât atât. Mai vin cu o imagine și aceea tot a vrăjmașului, care cred eu că pur și simplu nu putea să o asculte pe Magda. Magda avea o voce de înger. Dumnezeu așa a înzestrat-o cu o voce minunată și a plăcut foarte mult să-și laude Mântuitorul și să se laude cu Mântuitorul ei, să vorbească prin cântec despre el. Și cred că de asta a ales să intervină până într-acolo, încât ea să ajungă să nu mai poată cânta. Cum ai primit această durere? Nu mi-a fost ușor, mai ales când ea a început ședința de chimioterapie și avea, știți cum, avea și bășica aceea la ochi, era tumoarea destul de mare și îmi spune, iubitule, du-mă la biserică, era duminică, prima duminică din lună și era cina și îmi zice, du-mă la biserică pentru că vreau să cânt. Când am auzit, nu mi-a venit să cred. Nu se mai putea mișca, trebuia luată cu căruțul sau era atât de slăbită, avea vreo 37 de kilograme și nu mi-a venit să cred, cum tu vrei să cânti? Și zice, du-mă la biserică pentru că vreau să cânt. Deja avea doi noduli care crescuse la gât,
și nu mai putea nici să mănânce și nici să vorbească și era destul de greu. Eu m-am gândit și cel puțin am privit în sufletul meu și am încurajat-o și pe ea și am spus, dacă acești noduli s-au legat fix aici de gâtul tău, că mai avea și în corp mulți alți noduli, spus, dacă acești noduli s-au oprit aici la gâtul tău, înseamnă că diavolul practic a vrut să se răzbune pe darul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Dumnezeu ți-a dat un dar. Tu ai slujit cu el atâta cât s-a putut. Dacă și acum, când durerea ta este destul de mare și nodulul ăștia ți-au încolțit gâtul cumva, tu vii să cânti, să-l lauzi pe Dumnezeu, am spus, eu te duc la biserică fără niciun fel de probleme. Și gândește-te că a venit în fața bisericii și a cântat Mergi înainte prin credință. Măcar ea care avea nevoie să fie încurajată, a încurajat biserica. Pentru că există o înregistrare a acelui moment, propun să ascultăm un fragment pentru a înțelege mai bine inima cu care Magda Popescu obișnuia să cânte. Poți să-ți declar iubirea pentru cei din jurul tău și să crezi în tot ce e adevărat. În ară rugă de n-ai dus inima ta lui Iisus, cu timpul tot ce ai va fi luat. Chiar de suferi în tăcere și nimeni nu e partea ta, este unul care te iubește în veci. Și când pleci, dar și când vii, mâna lui te va păzi, în toate el va fi tăria ta. Cât mai aveți viață în voi, mergi înainte prin credință. Ați ascultat un fragment din înregistrarea programului Bisericii din acea duminică, o amintire care ne arată cât de mult i-a plăcut Magdei să-i cânte Mântuitorului ei și să cânte spre a încuraja pe ceilalți. Ea care avea nevoie să fie încurajată, a încurajat biserica. Nu mi-a fost ușor, dar m-am încurajat și am sperat toată acea perioadă că Dumnezeu o vindecă și Dumnezeu va face din această încercare o lucrare în care El își va proslăvi numele. Nu m-am gândit niciodată la rezultatul care este astăzi, așa cum spunea și Vlad. Eu am crezut până acolo, când am văzut că se pun pietrele pe mormânt, am crezut că Dumnezeu o vindecă. Nu m-am îndoit. Și cumva mă încurajam cu această credință care era în inima mea. Nu că Dumnezeu o va vindeca. Este o suferință, e grea, nu-i ușor, cancerul care s-a localizat la gâtul ei, în tot corpul ei, dar Dumnezeu este mai mare decât cancerul și Dumnezeu poate să spună un cuvânt și cancerul va pleca. Deci eu mă încurajam cu această credință. Unii mă făceau că derilez sau am probleme cu capul. Dar eu am crezut, poate să mă judece cineva de credința care am avut-o în inimă, am crezut și acum cred că Dumnezeu poate orice. Aici, pe pământ, în anticamera veșniciei, cum îi spun eu, a cântat doar pentru o vreme și cei care au ascultat-o au fost încântați să o audă, pentru că avea o voce minunată, un timbru special.
Dar ce mare e bucuria și mângâierea că va avea la dispoziție veșnicia ca să-și laude Mântuitorul. Dar pentru asta a fost nevoie de o perioadă în care aici pe pământ, nu doar singură, ci iată, împreună cu tine, soțul ei, împreună cu cei din grupul Evanghelion și cu alte grupuri cu care ați colaborat, ea să-și laude Mântuitorul. Care a fost cântecul, poate cel mai drag vouă ca familie și care vă plăcea să-l cântați împreună? Cântecul care ne-a plăcut foarte mult și a fost cumva așa pentru inima noastră este Iubirea înseamnă mai mult decât cuvinte. Este o cântare pe care Magda a primit-o de la Dumnezeu, ea când se punea să cânte, cânta câte 7-8 ore la pian în continuu. Cânta tot felul de genuri de cântări și îi plăcea și se închina lui Dumnezeu. Și într-o zi a primit cântarea, m-am bucurat, a fost un cântec frumos și mereu îl cântam împreună, pe la nunți, pe unde mai mergeam, prin biserici, prin slujiri pe unde Dumnezeu ne chema. Și a fost un cântec care a fost cumva, dacă pot să spun, ne-a reprezentat iubirea noastră unul față de celălalt. Eu îi încurajez pe ascultător să citească această carte, Iubirea înseamnă mai mult decât cuvinte, pentru că acolo ne-ai povestit și despre contextul în care ea efectiv a scris acest cântec. Pentru cei care nu au pierdut pe cineva drag, cuvintele ne vom revedea nu înseamnă la fel de mult cât înseamnă pentru tine, nu-i așa? Da. Și bineînțeles că am în minte cântecul cu acest titlu, Ne vom revedea, interpretat de Alin și Florina Jivan, persoane dragi pentru voi, din ce am înțeles eu. Cum poți traduce tu pentru noi, din ceea ce e în inima ta, acest Ne vom revedea? Îmi dau seama că pe pământ suntem doar trecători. Și câte zile ne-a dat Dumnezeu, important e să le trăim pentru El. Pentru mine, cuvântul ne vom revedea, am de plină încredințare și de plină garanție că Magda este acolo unde voi ajunge și eu. Și voi lupta în așa fel încât să pot să o văd și să pot să ajung acolo unde mi-am propus. Desigur, acolo nu o să mai fiu soț și soție, acolo vom fi ca îngerii și îl vom vedea pe Dumnezeu și vom fi așa cum a pregătit Dumnezeu lucrurile pentru noi. Cuvântul ne vom revedea pentru mine este o încurajare că Magda este acolo unde trebuie și știu că și eu voi ajunge acolo și mă bucur că este un loc dincolo de care nu o să mai fie suferință, nu o să mai fie boală, nu o să mai fie plâns, nu o să mai fie durere. Acolo când ne vom revedea și când îl vom vedea pe Dumnezeu, pe cel pe care l-am slujit aici pe pământ, acolo vom fi ca îngeri, vom cânta și vom sluji lui Dumnezeu. Și mă bucur că Dumnezeu ne ajută să-L putem sluji pe El în așa fel încât să putem ajunge acolo. Eu trebuie să mărturisesc faptul că citirea cărții a fost pentru mine un exercițiu foarte dureros, pentru că nu poți să lecturezi fără să te implici efectiv emoțional. Dar m-am gândit că e bună și această durere care ne trezește la realitate și ne amintește că viața se măsoară altfel decât ne imaginăm uneori noi și că pentru timp Dumnezeu are de multe ori o altă definiție. M-am bucurat să citesc acele mărturii ale oamenilor care au văzut în viața Magdei un adevărat exemplu de trăire, au fost încurajați. Eu m-am bucurat foarte mult că ne-ai oferit efectiv ocazia, prilejul de a o cunoaște pe Magda prin cele povestite de tine și chiar cred că poate fi un semnal de alarmă sau, ca să folosesc versul Magdei, noi trebuie să fim indicatoare spre cer, dar iată și această carte ar putea fi un indicator spre cer. Ce a însemnat pentru tine, Vlad, citirea acestei cărți, să vezi acest proiect dus
până la capăt și ajuns cartea în mâinile a mii de cititori și iată, chiar Daniela a ajuns în punctul în care e nevoie de alte cărți tipărite pentru că cererea a fost mult mai mare decât v-ați imaginat. De multe ori auzim sau de multe ori aud această întrebare, cum poți dovedi că Dumnezeu există sau ai dovezi ale existenței lui Dumnezeu? L-ai văzut pe Dumnezeu? Oamenii care încearcă să te atace în felul acesta și încearcă să atace credința ta. Prin cartea asta eu văd că Dumnezeu există. Cartea aceasta este o dovadă a existenței lui Dumnezeu. Nu vreau să o ridic la, eu știu, un rang, eu știu, prea mare, să o înalți prea mult, dar adevărul este că citind cartea aceasta vezi că există un Dumnezeu. Este o dovadă a existenței lui Dumnezeu, o dovadă că cuvântul lui Dumnezeu se împlinește, o dovadă că Dumnezeu este implicat în viețile noastre, o dovadă că oamenii de pe pământ îl au pe Dumnezeu în inima lor. Citești cartea asta și nu poți să nu spui, Doamne, într-adevăr existi, într-adevăr ești viu, într-adevăr lucrezi, într-adevăr ai putere, într-adevăr, dincolo de cuvinte, există o iubire. Mi-aduc aminte de un lucru pe care spunea Daniel în Ucraina acum când am fost și a zis cu el la cartea aceasta, iubirea înseamnă mai mult decât cuvinte, și aduce el aminte despre acel verset minunat din Evanghelia Sfântului Apostol Ioan, capitolul 3, versetul 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și spunea el, dacă acolo ar fi fost pus punct, era o declarație frumoasă și atât, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dar vedeți, nu se oprește aici Dumnezeu și continuă și spune, încât a dat pe singurul lui fiu, ca oricine crede în el să nu piară ți-ai pe viață veșnică. Asta înseamnă că n-a fost doar o declarație frumoasă, ci a fost o declarație frumoasă urmată de fapte. Asta înseamnă că Dumnezeu a dat ce a avut mai scump pentru noi. Deci iată o iubire declarată și dovedită în fapte și o iubire care are rezultate. Cam asta văd și eu în cartea aceasta, bineînțeles, păstrând proporțiile. N-aș vrea să se gândească cineva că eu știu ce fel de carte. Este o carte normală, scrisă cu cuvinte normale, fără prea multe, eu știu, artificii, așa. Nu, este o carte simplă, dar este o carte care dovedește pentru mine și pentru mulți care au citit-o, existența lui Dumnezeu și felul în care El lucrează. Avem un Dumnezeu care ne-a declarat iubirea, avem un Dumnezeu care ne-a demonstrat iubirea și avem un Dumnezeu, asta nu înțeleg cei care nu cred în acest Dumnezeu și n-au cum să înțeleagă, avem un Dumnezeu care chiar și atunci când ne zice nu, chiar și atunci când ne ia ce e mai drag, chiar și atunci acest Dumnezeu ne este suficient să mergem înainte. Asta este minunea cu Dumnezeu. Să ți se ia totul, să rămâi fără nimic și cu toate acestea Dumnezeul tău să-ți fie suficient de a merge înainte. Ăsta este lucrul minunat la Dumnezeul nostru. El ne este suficient să mergem înainte, chiar dacă rămânem singuri în deșert. E greu lucrul ăsta, nu și-l dorește nimeni, nu mi-l doresc nici eu, pentru casa mea, nu, nici de cum așa ceva, dar Dumnezeu are această putere atât de minunată încât El singur ne este suficient să putem merge înainte. Daniel, cu ce gând să se apropie ascultătorii de cartea Iubirea înseamnă mai mult decât cuvinte? Care să fie acel gând înainte de a lua în mâini cartea și de a citi? Poate o așteptare, poate o încurajare, poate, nu știu, să caute un anumit fir roșu din carte. Eu cred că cei care vor să se apropie de această carte, în primul rând, se vor apropia de Dumnezeu. Pentru că foarte multe experiențe a celor care au citit-o mi-au spus, deci și adolescenți, și tineri, și oamenii mai puțin tineri, mi-au spus, cartea aceasta m-a făcut să înțeleg cu adevărat unde sunt și unde vreau să ajung. Sau mi-a arătat cine sunt și pentru ce sunt pe acest pământ. Și îmi dau seama că această carte, prin experiența ei, este o experiență a suferinței și a dragostei în același timp, va ajuta pe cei care o vor citi să se apropie de Dumnezeu și să îi facă conștienți că viața este atât de scurtă încât, nu știu, nu-ți ajunge poate nici ziua de mâine să nu-ți aparțină. Adică este foarte scurtă, orice se poate întâmpla și în orice clipă trebuie să slujești lui Dumnezeu și am descris și în carte, să fim gata în orice clipă să putem să-i slujim lui Dumnezeu. Deci eu cred că îi va ajuta să se apropie de Dumnezeu și să îi facă conștienți că toți cei care ne-am întâlnit cu Dumnezeu trebuie să-i slujim lui Dumnezeu. Și eu n-aș mai adăuga decât cu bucurie, așa cum o faci tu, pentru că eu încă sunt mișcată de faptul că te văd atât de bucuros, apreciez asta și
aprecierea nu e doar în dreptul tău, ci și în dreptul lui Dumnezeu, pentru că lui se cuvin toate laudele, pentru că a lucrat într-un mod așa de minunat, încât tu astăzi să poți să zâmbești, să fii bucuros că ești copilul lui Dumnezeu, dincolo de creuzetul suferinței în care ai stat pentru atâta vreme și în care Dumnezeu te-a încercat și te-a trecut, totuși cu dragoste și fiind acolo clipă de clipă. Amin. Pe lângă mulțumirile care vi se cuvin vouă și ascultătorilor, nu găsesc un final mai bun decât cântecul la care am făcut referire în discuția noastră, interpretat de Alin și Florina Jivan. Ne vom revedea. Dar mai întâi vreau să mai citesc un singur fragment din cartea pe care sper că o veți citi cu inima. Știți ce am mai învățat în suferință? Ieri am fost eu încercat și mulți dintre dumneavoastră m-ați susținut în rugăciunile voastre. Astăzi, poate vei fi încercat tu și atunci eu te voi susține în rugăciunile mele, pentru că iubirea înseamnă să și dăruiești din ce ai primit. Dar indiferent cine dintre noi va fi încercat, trebuie să avem în vedere că suferința sau îngrijorările de pe acest pământ sunt doar pentru o clipă și mâine, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom ajunge în slava sa. Apostolul Petru le numește încercări de o clipă, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Cine încearcă în foc metale fără valoare? Dumnezeu a ales să te treacă prin cuptor și El vrea să modeleze ființa ta pentru ziua cea mare și minunată când vei ajunge în cerul lui Dumnezeu. Este adevărat că toți avem parte de suferință, dar cât de minunat este să fie cineva, adică Dumnezeu, cu tine în suferință. Încurajându-vă să treceți prin suferință cu fruntea sus, îmi au rămas bun. Sunt Roxana Popovici și vă aștept și în săptămânile care urmează la alte întâlniri aici, în Anticamera Veșniciei. Timpul este pe sfârșit, vom pleca spre infinit. Va rămâne ce-am făcut, vom sluji cu i-am crezut, cu i-am crezut. Vor rămâne amintiri, vom pierde oameni din privit, vom regreta că n-am iubit, vom plânge pentru ce-am rănit, pentru ce-am rănit. Și când vom pleca, tot ce-am făcut ne va judeca. A iubit îndeajuns, Dumnezeu va întreba. Tot ce-am făcut ne va judeca. A iubit îndeajuns, Dumnezeu va întreba. Strânge azi în pieptul tău iubirea din Dumnezeu. Iartă și vei fi iertat, iubește cu
ce-au plecat îi vom îmbrățișa.